După evenimentele organizate cu ocazia sărbătorilor pascale, județul Suceava mai are câțiva ași în mânecă. Sezonul cald vine la pachet cu serbări câmpenești, care de care mai bogate. Deja, Centrul pentru Promovarea Turistică Suceava stabilește programul Hora Bucovinei 2015, care se va desfășura la data de 17 mai. Vizitatorii se vor putea delecta atunci pe tot parcursul evenimentului, aflând obiceiurile și specialitățile culinare de stână, vizionând expoziții ale meșterilor populari și, bineînțeles, utilaje agricole. Localitățile din județ sunt și ele în toiul pregătirilor pentru eveniment și vor face tot posibilul pentru ca Hora Bucovinei să fie un alt motiv de atracție al unui flux de turiști în zonă. În cadrul acestuia, vizitatorii vor putea admira și vizualiza obiceiurile de stână în cadrul stânelor special amenajate, vor putea vizualiza meșteșugurile practicate în zonă, vor fi spații expoziționale dedicate meșterilor populari, dar și utilajelor agricole. Orașul Frasin, gazda evenimentului, își va etala și el frumusețea obiceiurilor locale, aliniindu-se rețetei care a adus Hora Bucovinei printre cele mai reprezentative manifeste ale bogățiilor culturale bucovinene. Crescătorii de cai își pot pregăti și ei maestoasele cabaline pentru participarea la cea de-a cincea ediție a Expo Târg de Cai. Cabana turistică Hanul Voievozilor, împreună cu Primăria Comunei Horodnic de Sus și cu crescătorii de cai din județul Suceava, în parteneriat cu Consiliul Județean, invită iubitorii de cabaline la eveniment pe 31 mai. La târg sunt chemați participe în fiecare an crescătorii și proprietarii de cai din întreaga țară. Organizatorii au luat în considerare o paletă largă de preferințe ale vizitatorilor și vor oferi pasionaților, pe lângă un târg de cai, o expoziție de câini și spectacole folclorice. Este un eveniment dedicat crescătorilor de cai din județ, la care vor participa însă și crescători de cai din țară. Își vor promova caii de tracțiune, caii de agrement, ponei, vor avea loc și concursuri de tracțiune și de asemenea spectacole artistice. Cele mai frumoase exemplare cabaline vor fi prezentate în cadrul unei parade, iar cei mai puternici cai vor participa la concursul de tracțiune.